Salut! Sunt Robert și vreau în filmulețul ăsta să vă răspund, să vă dau răspunsul fulminant pe care mi l-au dat cei de la Mercedes legat de problema pe care am avut-o la cutia de vitezi. Eroarea de soft care a făcut ca mașina să nu mai funcționeze. Cei care n-ați văzut filmulețul ăsta inițial cu eroarea de soft care a făcut mașina să nu mai funcționeze și de ce asta e foarte nasol, pentru că pur și simplu mașina s-a oprit, uh, era foarte nasol dacă eram în depășire. Și mașina se oprea și nu mai răspundea. Mașina e una nouă, are un an jumătate, e încă în garanție, am cumpărat-o la reprezentanță, da. Și uh, pentru că ea de la service nu mi-au dat niciun fel de răspuns uh, concludent, am făcut o un mail la Mercedes. Tot aici, în descriere, o să vedeți și un filmuleț în care vă explic de ce alte cutii de viteză nu pot avea problema asta. De exemplu, alea de la VAG, care nu pot avea problema asta. Adică sunt mult mai safe decât cutia asta de viteză care e cu hidroconvertizor. Și a de la BV a văzut că au niște modele, mi-au scris niște domni pe aici că de ce nu zic nimic de BMW? Pentru că nu știu modelele de la BMW și nu știu ce cutii au, dar am văzut că pe niște modele au cutii cu hidroconvertizor. Și vor avea aceeași problemă, adică e foarte posibil să aibă aceeași problemă. Problema e a cutiilor cu hidroconvertizor, nu neapărat a cutiilor cu dublu ambreia sau CVT. Celelalte două, a dublu ambreia sau CVT, sunt mult mai safe, sau alea manuale. Sunt mult mai safe din punctul ăsta de vedere. Bun, deci revenim. Aveți aici jos în descriere toate detaliile. Bun, revenim. De deci ce am scris la Mercedes? Am găsit-o pe directoarea generală, o cheamă Amanda Zang, și am trimis un e-mail în care i-am prezentat, băi, uite ce s-a întâmplat, s-a oprit mașina, a luat o eroare software. Spune și mie, nu contează de la ce, ce au făcut aia, că nu asta mă interesează, vreau să-mi spui doar dacă există niște protocoale de siguranță pe care mașina să le aplice în cazul în care se mai întâmplă pe viitor să iau o astfel de eroare software. Asta mă interesează. Atât. Nu contează ce a fost, din ce cauză s-a remediat sau ce au făcut ei de la service. da? Bun. După ce am trimis mailul ăsta, cred că l-am trimis acum o săptămână și ceva, a doua zi mi-a răspuns un gigel de la ei, de la, de la Customer Service, departamentul de asistență clienți Mercedes-Benz și mi-a cerut, inițial, seria de șasiu a mașinii și serviciul la care am fost. I-am oferit seria de șasiu a mașinii și serviciul, dar i-am precizat în e-mail că nu are nicio relevanță seria de șasiu a mașinii și serviciul, pentru că eu nu vreau ceva strict legat de mașină, ci vreau să-mi spun în general pe cutiile astea automate nouă Getronic care sunt procedurile de siguranță și algoritmul de siguranță pe care mașina l-are în cazul în care și au o eroare software, pentru că dacă și ai eroarea software în depășire și face cum a făcut a mea, adică pur și simplu nu mai răspunde și motorul funcționează, de-aia nu mai răspunde că nu intră în viteza corectă, risc să mori. Adică dacă ai o depășire de asta mai strânsă, risc să mori. Și am spus, tu nu are rost să... Eu îți dau seria de eu și spun și serviciul la care am fost, dar nu ăsta este scopul. Adică nu e strict pe mașina asta. Că pe mine nu mă interesează strict pe mașina mea, ci mă interesează în general să-mi spui la cutiile astea de viteze care sunt, adică asta nu e o chestie care sunt, care e algoritmul de siguranță, cum am spus, adică asta nu este strict o chestie legată de mașină, ci este strict o chestie legată de produs în general. Bun, și vine răspunsul. Și zice așa, vă citesc, da? Vă mulțumim încă o dată pentru mesaj, ne pare rău situația, pentru situația deschisă de dumneavoastră și dorim să vă informăm că Mercedes-Benz este un promotor al siguranței rutiere. Acesta reprezentând de altfel unul dintre pilonii principale filozofiei brandului. Referindu-ne direct la speța dumneavoastră, vă informăm că am luat legătura cu atelierul reparator Mercedes-Benz Siriac Auto București, care ne-a comunicat că diagnosa a efectuat la autoturismul dumneavoastră în baza codului de eroare memorat în calculatorul, cutiei, în calculatorul cutiei de viteze a condus la resoftarea acestea. Eu știam asta, că am fost la serviciu acolo, mi-au zis oamenii aia ce au făcut. Adică mi-a spus ce au făcut ei, dar eu nu asta întrebasem. Vă putem comunica faptul că Mercedes-Benz AG, prin toate studiile sale, construiește vehicule care respectă siguranța ocupanților și siguranța funcțională minimă a componentelor în cazul unei eventuale avarii, astfel încât să fie realizate condițiile de deplasare al autovehiculului. Ăsta e răspuns, cu stimă Gigel. Nu îl cheamă Gigel, dar n-are rost să-i dau numele, că nu asta e important. Deci ăsta e răspunsul fulminant pe care Mercedes-Benz. eu am întrebat, bă, spuneți-mi și mie care sunt algoritmii care e algoritmul ăla de, de siguranță pe care se bazează cutia aia de viteze în cazul în care și-au eroare software și nu, nu mai răspunde și nu mai funcționează? Și el îmi spune că îi fac mașini sigure și că e tot ok și că mă merg în continuare cu ea, că dacă mă omoară bine, dacă nu mă omoară, iară bine. Asta, asta e răspunsul fulminant pe care mi l-a dat, Mercedes. Da. Da, aici trageți fiecare concluziile pe care le doriți. Pentru că eu n-am rămas numai în explicațiile lor de la service, care și băieții am spus să exact același lucru. Bă, nu are. Eu asta înțeleg din mesajul ăsta. Pentru că dacă avea un algoritm de siguranță, venea și mi spunea, băi, uite, asta face mașina. Dacă nu intră în treapta aia, intră în treapta a doua, intră în următoarea, intră în a... de nouă viteze, nimerește una. Da? Că intră într-un mod, într -un mod de eroare și bagă în orice viteză. Nu, nu are, eu asta înțeleg. Adică dacă aveau, să răspundeau, mă gândesc. Faptul că mi-au răspuns așa că ei fac mașini sigure și că să stau, că dorm liniștit, că FNI veghează, e foarte ok și e foarte relevant răspunsul din punctul meu de vedere. Deci, cei care vreți să vă luați mașini noi de-astea, înainte să vă luați mașina nouă, mergeți la ei și întrebați bă, ce algoritm are, frate, cutia aia de viteză? Are un algoritm de siguranță ca în cazul în care se întâmplă ceva să-și iau eroare software să nu... Și atenție, erorile astea software se pot întâmpla oricând și se pot întâmpla din diverse motive, da? care pot fi extrem de variate. Am văzut că la telefoane se întâmplă chestia asta, la tot ce are soft. Deci tot ce are soft, la un moment dat, datorită faptului că nu mai citește, e doar un, un caz pe care vi-l dau acum, datorită faptului că nu mai citește bine un senzor, pentru că s-a murdărit, pentru că a prins pilitura acolo, pentru că e un cablu care s-a supraîncălzit, de exemplu. E calculatorul care s-a supraîncălzit. Sunt o grămadă, o grămadă de variante prin care echipamentul ăla își poate lua o eroare software. Da? În momentul în care și-a luat o eroare software, putea înceta să mai răspundă. Și sunt o grămadă de variante prin care poate face chestia asta. Prin care poate să-și ia eroarea software. Și ei îmi spun, Bă, e tot ok, noi facem mașini sigure. Nu-ți spun răspunde la întrebarea ta, că ești, ce dracu, ești prost să răspundem la întrebarea ta? Nu, cu toate că întrebarea a fost formulată extrem de clar și lui doamna Amanda și lui domnul ăsta. Întrebarea a fost extrem de clar formulată. Care este algoritmul de siguranță pe care îl are mașina asta în cazul în care și au o eroare software pe cutie? Extrem de clar a fost formulată întrebarea. Răspunsul este ăsta pe care vi l-am citit. Mai departe trageți voi concluziile și măcar dacă vă luați o mașină de asta aveți grijă la depășiri aveți grijă la depășiri strânse. Atenție că nu numai la Mercedes e problema asta, ci este problema la toți cei care au cutii cu hidroconvertizor. Da? Adică cutiile dublu ambrea și cutiile CVT și cutiile manuale, șansele să se întâmple o astfel de chestie sunt extrem de mici. Și acolo se întâmplă alte chestii. Vă explic, vedeți filmulețul de aici din, din, din descriere de ce la celelalte tipuri de cutii nu se întâmplă chestia asta. Bun, Cam atât vreau să vă spun, dați click pe subscribe și pe clopoțel. Să vă eu tot cum mai să pun filmul pe aici. Și spune ce ai face tu dacă ai fi în locul meu. Că asta e foarte interesant. Să văd ce ați face voi dacă ați fi în locul meu. În afară de a vinde mașina. cred. După filmele astea de aici, probabil că o să fie mai greu să se întâmple chestia asta. Dar în afară de a vinde mașina, explicați-mi voi ce ați face voi dacă ați fi în locul meu. Mulțumesc, la revedere!